cântăm, hai să cântăm, hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuie-n toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar, rău zi e veselă iar. Rău zi și prietenii ei. Will prinde aripi. Ce pune la cale? Will se comportă ciudat. Ia să vedem. Pare că fuge de un roi de albine supărate. Nu, încearcă să rămână calm. Nu înțeleg, ce e calm în a da din mâini ca un fluturaș țicnit? Să mergem să aflăm. Dar mai întâi să aflăm ce e în cutia lăsată la ușa noastră dimineață. Pentru Rosie și Țup Țup. Dar nu scrie de la cine este. Oare ce ar putea fi? Lui Țup Țup și lui Rosie le va plăcea cadoul meu. Nu se întâmplă să primești în fiecare zi norocoasa. Pietricică. Doamne, am uitat să o pun în cutie. Trebuie să reușesc cumva. Cra? Ce anume? Ce anume vrei să faci? Bună, Mierlă. Încerc să zbor. Will zburătorul. Încetează. Zborul e o artă. E lucrul despre care eu știu absolut tot. Cra? Hai, ridică-te. Ridică brațele, Cra? Și închide ochii. Bine. Înalță-te, pasăre. Ridică-te mândră în aer și mângâie drăgăstos norii. Fi una cu rândunelele, Cra! Și atenție la copac! Au! Problema ta este una evidentă. Și anume? Se pare că îți lipsesc aripile. Ai observat și tu? Ce faci acolo? Cu penele magice ușor să te înalți în albastrul cer. Așa e, Will. E vremea de zbor. Dă-i drumul. Dă din aripi. Simți magia, Will? Nu, dar mă simt aiurea. Nu ai găsit nimic? Nu. Interesant. Will e în grădina cu flori și pare dezamăgit. Cred că e timpul să aflăm ce se întâmplă. Bună, Will! Bună, Rosie! Țup, țup! Ce e? Nu-mi doresc decât să zbor. Chiar cer atât de mult? Probabil. Am încercat cu penele lui Mierlă, dar n-am reușit. Nu mă desprind de sol. Dar poate că nu ești făcut să zbori. Țup, țup are dreptate. Perfect. Dar nu trebuie să renunți de tot. Noi te vom ajuta. Nu-i așa, Țup-Țup? Da.
Da, așa este, da. Cum o să le dau eu acum pietricica mea norocoasă? Așa, Will? Mai sus! Mai sus! Dă din mâini! Haide! Oh, asta fac! Asta fac! Nu merită! Sunt extenuat! Aha, știu! Să urcăm dealul! Rosie? Țup-țup! Sunteți siguri de asta? Aproape siguri! Noroc, Will! Să știi că vei avea nevoie de el! Am pornit! Da! Da! Oh! Oh! Will? Will, ești de afară? Sunt bine! Aș vrea ca toți să stea puțin pe loc. Trebuie să reușim să te facem să zbori. Aterizez ca un bolovan, în loc să zbor ca o pasăre. Ce păcat că nu ai aripi, ca un avion. Țup-țup, ești un geniu. După mine, încotro, să-i dăm aripi lui Will. Iar acum, momentul pe care l-ați așteptat cu toții. Țup-țup, te rog! Iată-l pe Will, băiatul zburător! Gata, Will? Gata! Stați! Ce e, Martinel? Ați deschis cumva cadoul? De la tine era? Dar era gol! Știu, regret. Pe asta ar fi trebuit să o găsiți. E frumoasă! E piatra mea norocoasă. Dacă vă veți dori ceva, sigur vi se va împlini. De aceea e norocoasă. Mulțumesc, Martinel! Din cutie am făcut aripile, iar pietricica norocoasă îi va aduce noroc lui Will. Baftă, Will! Gata! 3, 2, 1. Da! Ia te uită! Will are aripi! Zbor! Zbor! Piatra i-a adus noroc. Și penele mele magice. Bravo, Will! Ai prins aripi, Will! Mulțumită vouă, Rosie și Țup-Țup! Rosie! Da, Țup-Țup? Dacă aș fi purice și aș avea mărimea de acum, aș putea zbura până la
chiar așa. Imaginează-ți cât de mare ar fi câinele în care aș sta eu. Uriaș! Enorm! Dar căsuța câinelui, oare cât ar fi? Ar fi chiar enormă! Rosie? Da, Țup-Țup? Nu doresc să fiu purice uriaș. Nu cred că se va întâmpla asta. Noapte bună, Țup-Țup. Noapte bună, Rosie. Aș dori să fiu un iepure uriaș. Vesela Rosie. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi. Rosie, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Hipopotamul astronaut și misiunea secretă. Ura! Hey! Vă prind eu, extraterestrilor! Oh, nu! Racheta noastră e mult mai rapidă decât nava ta spațială! Mai vedem noi! Hipopotamul astronaut pornește blasterele cu protoni! Nu ne prinzi, hipopotamule! Ce surpriză plăcută! De obicei vă văd numai noaptea. Prea ocupat să dormim azi, stejar. Știi, mâine e ziua gemenilor. Ce cadou o să le faceți? Asta e o întrebare bună, Mierlă. Ai vreo idee? Ați putea să le confecționați un cadou. Sau să găsiți ceva. Eu așa mi-am dobândit comorile. Asta e una din preferatele mele. Și asta și... Ne dai panglica aceea, te rog? Da, sigur. Mulțumesc, Mierlă, va fi perfectă pentru împachetarea cadoului. Mai întâi să găsim cadoul, scumpo. Salut, Moș Martin. Salut, Rosie, Țup-Țup. Nu-l uita pe hipopotam. Salut, hipopotamule astronaut. Sunt cu mult în urma noastră, Rosie. Motoarele la maxim, hipopotamule. I-am prins pe extraterestri Țup-Țup și Rosie. Bravo, hipopotamule astronaut. Will? Capitanul astronaut Will, te rog. Capitan astronaut Will, unde e hipopotamul astronaut? Va ajunge o rolă pentru a împacheta cadoul? Nu știm asta. Încă nu avem cadoul, n-avem timp de discuții. Eu mă pricep să găsesc obiecte. Și eu? Îți amintești unde l-ai văzut ultima dată, Will? Nu, eram prea ocupat să conduc nava. Trebuie să fi căzut când jucam prinsa prin spațiu. Păi, atunci căutați-l, prieteni. Dar unde? Am fost peste tot. Dacă am reface traseul, l-am găsit. Nu! Mi-e teamă că nu l-am văzut pe hipopotamul astronaut. Mulțumim, Moș Martin! Ai căutat în zona de picnic? Nu era acolo. Nici pe terenul de joacă. Nici în labirint, scuze, Will. Nici o grijă, eu mă pricep cel mai bine să găsesc obiecte. Bună dimineața! Cel puțin așa credeam că e. Salut, Holly! Will și-a pierdut hipopotamul astronaut. Nu hipopotamul astronaut! E preferatul lui! Și-l ai de foarte multă vreme. Nu vă mai agitați, nu-i decât o jucărie. Trebuie să-l găsim pe hipopotamul astronaut. Să-l căutăm pe stradă.
Salut, Will! L-ați găsit pe hipopotam? Nu. Încă nu, dar o să-l găsim. La ce te uiți? La nimic, doar la niște poze vechi. Uite-l pe hipopotamul astronaut când l-ai primit. Nicio grijă, Will, o să-l găsim în curând. Eu cred că știu cum. Wow, sunt grozave! Dar ce rost au? Lumea lipește afișe cu lucrurile dispărute. Oh, am înțeles! Când o să vadă poza, o să știe că îl cauți pe hipopotamul astronaut. Oh, super! Să le lipim! Poftim! Cum merge treaba cu afișele? Păi, mă mănâncă. Vreau să spun, l-a găsit cineva pe hipopotamul astronaut? Chestia e... Nu, nimeni nu l-a văzut pe hipopotamul astronaut. Fiindcă nu-i nou și curat ca în poză. Oh, de-aș fi avut mai multă grijă de el. Fii liniștit, Will. Sunt sigur că ai să-l găsești. Will, vrei să-ți împrumut ursulețul în seara asta? Dar nu-i același. Mulțumesc, Holly. Capitanul Will către hipopotamul astronaut. Mă auzi? Unde ești? Ați dat de urma hipopotamului? Nu! Ce-i cu șosetele astea? Dacă nu-l găsim pe hipopotam, o să-i facem altă jucărie lui Will. Oh, salut, Mierlă! Încă nu l-ați găsit? Ah, sunt cel mai bun detectiv! Am căutat peste tot și aripioarele mi-au obosit foarte tare. Aș putea să te ajut. Oh, dacă insiști, o feliuță de prăjitură cu morcov m-ar înviora. Ho-ho, hai să-l mai căutăm o dată. Will! Avem o surpriză pentru tine. Bună dimineața, Will! Sunt Astro-Extraterestrul. Wow! Eu i-am făcut brațele. Eu picioarele. Știu că nu-i hipopotamul astronaut, dar... Poate e timpul pentru o schimbare. Mulțumesc! Cra! Cra! El e! Știu că e el! L-am văzut! Hipopotamul astronaut? Da! Da, da, da! Of! Mierlă, ești sigură? Un hipopotam cu cască de astronaut. El e! Unde-i? Veniți! Ți-am spus că o să le placă, scumpo. Oh, Mierlă, ai avut dreptate. Am găsit cadoul perfect. Hipopotamule, scuzați-mă. La mulți ani alunarilor. Mulțumim, Will. Dar e hipopotamul tău. Nu mai am nevoie de el. Poate e timpul să rămână la micuți. Ce e? Vă place Astro-Extraterestrul? E grozav, nu? Eu am făcut brațele. Sunt Astro-Extraterestrul. Uite, Will, le place mai mult decât hipopotamul. Oh, Doamne! Mi-aș fi dorit să-l găsim noi. Păi, l-ați putea primi pe Astro-Extraterestru în schimbul hipopotamului. Oh, serios? Numai dacă nu se supără Will. Nu! Nu mă deranjează deloc. Atenție, extraterestri! Hipopotamul astronaut o să vă prindă!
ce nu ești în hamac? Mi-am spus că e timpul pentru o schimbare. Înțeleg. Și eu unde o să dorm? Păi, hamacul e aici. Oh, wow, Țup Țup! Ce confortabil e! Și distractiv! Îmi place! Ce-ar fi dacă aș dormi iar în hamac? Da! Hamacul meu e cel mai bun! Exact, Țup Țup! În pat nu poți face asta! Wow! Mesaj într-o sticlă de suc de fructe de boz. E atât de cald! Da, toată lumea se va bucura că le ducem suc de fructe de boz. E caniculă astăzi! Din fericire pentru voi, Rosie și Will v-au adus suc de fructe de boz la dispoziția voastră. Mulțumesc! Așa e mai bine! Luăm sticlele și continuăm livrările. Ar trebui să ne despărțim acum. Eu mă duc la digul castorilor, apoi la Mierlă. Iar eu la ceilalți. Cine termină primul câștigă! Mulțumim! Încă mi-e cald. Ce briză plăcută! Da, dar mă obosește. Avem nevoie de un ventilator. Și știu cine ne poate ajuta să-l construim. Salut, Matt! Salut, Ned! Mai de ună îi spuneam lișiței că vă pricepeți de minune la construit. Ați putea construi ceva pentru noi? Putem construi orice, nu-i așa, Ned? Așa e, Matt! Spuneți-ne ce vreți să construim, iar noi vă construim! Da! Da! Woohoo! Să încerc să dau înapoi. O să cobor și o să o împing. Ajutor! 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 Nu! 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 Ce părere ai? Da, cred că ăsta e bun. Vreți cele mai bune materiale pentru ventilator, nu? Asta ce-i? Un mesaj într-o sticlă? Cineva face cu mâna și dealul lui stejar? Oare cine l-o fi trimis? După ce o să-mi termin livrările, mă duc la stejar. Mulțumesc, Rosie! Mi s-a făcut sete de la muncă. Da, te cred! Pe curând, Moș Martin! Pa! Pa, pa! Și acum un suc proaspăt de fructe de boz. Ei? Un mesaj? Ciudat! Trebuie să fie de la Rosie. Cred că vrea să ne întâlnim pe dealul lui stejar. Prea bine! O să mă duc după ce îmi termin treaba aici. Că tot veni vorba. Trebuie să umplu lada asta cu mere pentru Țup Țup. Wow!
Arată grozav! Mulțumim! Mulțumim! Ne arătați cum funcționează? Desigur! Învârtiți de mâner și... A, înțeleg! Se produce o briză răcoroasă! Frumos! Nu vă opriți! Așa, încă un pic, încă un pic! Salut, Țup Țup! Ți-am adus lada cu mere! Oh, mulțumesc, Moș Martin! Mi-e atât de sete! Sper că Rosie va ajunge în curând cu sucul de fructe de boz! N-o să mai zăbovească mult! Pa, pa! Pa! Ciudat! Trebuie să fie de la Moș Martin, care vrea să ne întâlnim mai târziu pe dealul lui Stejar. Rosie! Bună, Țup Țup! Poftim sucul de fructe de boz! Mulțumesc! Trebuie să duc sticlele goale la Holly. Are nevoie de ele pentru a termina sculptura. Bine! Pa, pa! Unde a dispărut briza? Ne-a făcut plăcere să construim ventilatorul. Dar n-o să vă mai facem vânt acum. Dar ne e foarte cald. Și nouă. Și-am plecat. Bună, Holly! Am o sticlă de suc de fructe de boz pentru tine. Mersi, Rosie. Și o grămadă de sticle goale pentru sculptura ta. Arată grozav. Mulțumesc! Pe curând! Pa! Ciudat! Trebuie să fie de la Rosie, care vrea să ne întâlnim pe dealul lui Stejar. Opa! Mă întreb de ce? Măcar aici, la umbră, e un pic mai răcoare, Stejar. Cum? Ce-i asta? Cineva vrea să se întâlnească aici. Să știi că nu l-am trimis eu. Cine l-a trimis atunci? Eu nu, nici eu. Atunci, cine a trimis biletul? Eu credeam că tu. La fel și eu. Eu credeam că tu. Nimeni de aici nu l-a trimis? Nu. Ce ciudat! Unde-i Will? Ar fi trebuit să termine livrările deja. Păi, nu le-a terminat. Eu nu mi-am primit sticla cu suc de fructe de boz și mi-e cald și foarte sete. Să mai văd odată biletul. E un pic murdar. Haide să... E motocicleta lui Will, împotmolită! Trebuie să fi fost trimisă de Will. Uite, săgeata arată înspre digul castorilor, nu spre dealul lui Stejar. Repede, trebuie să-l ajutăm. Da, eu am trimis mesajul. Am strigat după ajutor, dar nu era nimeni. Am aruncat sticla în pârâu. A fost singura modalitate de a cere ajutor. Ajutorul a sosit! Haideți, prieteni, alinierea și împingeți! Și împingeți! Vă distrați în noroi? Încercăm să-l ajutăm pe Will. S-a împotmolit? Noi nu ne împotmolim niciodată, nu? Aveți nevoie de multe crenguțe și stuf sub roți ca să aibă de ce se prinde. Acum, cine are multe crenguțe și stuf? Ar trebui să meargă. Încearcă acum. Suc înviorător de fructe de boz pentru toată lumea. Bravo, Matt și Ned! Bravo, Matt și Ned!
Mulțumim că ați construit ventilatorul. Scuzați-ne că v-am păcălit să ne faceți vânt. Acum e rândul vostru să stați la răcoare. E plăcut că nu mai e atât de cald. Privește, un mesaj într-o sticlă. Ce părere ai de încă o sticlă de suc de fructe de boz, Rosie? Da, te rog, Țup-Țup. Dar aș fi vrut să mi-o aduci tu, Rosie. Acum e rândul tău, Țup-Țup. Bine. Mulțumesc, Țup-Țup. Mă bucur că ai primit mesajul. Vesela Rosie. Rosie și prietenii ei. Nu uita să te abonezi. Vei găsi cele mai interesante desene animate. Deci, haide.